Bună! Pot să vă prezint astăzi cupăturile pe care le-am făcut eu în ultimul timp. Sunt lucruri pe care le-am strâns eu cam în ultimele 2 luni de zile. Și cum am văzut că vă plac haul-urile și clipurile de acest gen, vă place să mă uitați la ce cupături fac alții, m-am gândit să vă arăt și eu câteva lucrușoare pe care mi le-am cumpărat sau mi le-am recumpărat. O să încep cu produsele cosmetice. Am dat o comandă pe Salon Provider și mi-am cumpărat 2 fonduri de ten de la Make Up For Ever, Make Up For Ever Ultra HD și Make Up For Ever Matte Velvet. Matte Velvet îl am în nuanța 20 și Make Up For Ever în nuanța Y245. Ultra HD, din păcate, am numit o nuanță total nepotrivită pentru mine în momentul acesta, poate vara, dacă sunt bronzată să meargă în anul acesta. În orice caz, eu l-am cumpărat pentru kitul meu pro, așa că nu mă afectează foarte mult că nu mi se potrivește nuanța, însă îmi doream să îl testez și eu. Eu l-am mai folosit acum ceva timp, acum câțiva ani, și nu am fost foarte impresionată. Nu mi se pare că se potrivește foarte bine unui ten gras. Mai degrabă se adresează unui ten normal, fără prea multe imperfecțiuni și fără probleme cu serumul. Este un fund de foarte apreciat aici pe YouTube și eu mă gândesc că este potrivit pentru mirese în ziua nunții și așa mai departe. Se vede foarte, foarte frumos pe față. Acoperirea este bunicică, medie, aș spune. Și l-am testat deja pe câteva persoane și pe unele tipuri de ten se comportă bine. Cât despre Matte Velvet, este un fund de ten care mi se potrivește și mie, tipul meu de ten gras. Nuanța este potrivită, este perfectă pentru subtonul meu, deci nuanța 20. Țineți cont că sunt la Revlon nuanța 180, în caz că v-ar interesa cam cum stătea treaba cu nuanțele. Matte Velvet rezistă binișor pe ten, are o acoperire ceva mai bună decât Ultra HD, însă nu se așează la fel de bine pe ten ca acesta. Dar rezistența este oricum mai mare. Nu pot să spun că sunt niște fonduri de ten care m-au dat pe mine personal pe spate, dar sunt niște fonduri de ten calitative și își iau locul în kitul meu pro. Am cumpărat și un anticearcăn de la Atelier Paris. Este nuanța FLWA1Y. Este foarte potrivit pentru zona cearcănelor, iluminează destul de bine zona. Nu are o acoperire foarte mare, deci nu mă așteptați că acoperă foarte bine cearcănele, pungile de sub ochi sau colorația. Însă am observat că rezistă foarte bine, l-am testat și rezistă bine, adică nu se strânge atât de tare pe parcursul zilei în riduri de fine și nici nu le evidențiază atât de mult. La început mi s-a părut că este prea fluid, dar am descoperit că probabil, datorită acestei texturi, care nu este foarte densă, nu se setează de tare ridurile fine. Am recuperat și adezivul pentru Genevandă de la Atelier Paris. Este un adeziv pe care eu îl folosesc de câteva luni și mi se pare foarte bun. Eu eram fan adeziv duo și încă folosesc adezivul duo. Prefer adezivul duo negru, în general pentru genele tip mănunchi, tip smoke, dar pentru bandă prefer pe acesta. Găsim acum pe Salon Provider și produse Inglot, iar eu mi-am cumpărat 2 tușuri gel. Tușul gel AMC în nuanța 77 și AMC în nuanța 68. Este tușul negru pe care îl folosesc de foarte mult timp și mi se pare foarte bun, cel mai bun tuș gel negru pe care l-am folosit eu de-a lungul timpului. Îl bate pe cel de la MAC, pe cel de la Atelier Paris, Make Up For Ever, Laura Mercier. Cam astea sunt cele pe care le-am încercat eu, iar acesta îmi place foarte mult pentru că este negru intens, rezistă destul de bine. Unele persoane spun că se transferă în pliu, se transferă în condițiile în care îl aplicați așa de zi cu zi, ca atare, adică vă trasați o linie de tuș și ați plecat, ați ieșit pe ușă. Da, atunci se transferă, dar în condițiile în care folosiți primer, farburi, vă realizați un machiaj ca la carte și folosiți acest tuș, nu există transferabilitate la el. Se transferă doar în contact cu sebumul. Cel puțin așa am observat eu. Cred că ați văzut peste tot pe internet că cei de la Sephora au lansat 16 nuanțe noi de rujuri mate. Mie îmi plac foarte mult rujurile mate Sephora. Am chiar și un clip cu swatch-uri pentru aceste rujuri și v-am vorbit de ele în nenumărate rânduri. Sunt rujurile lichide care mi-e plac cel mai mult la momentul acesta.
Și am fost la Sephora și mi-am achiziționat și eu 3 dintre cele 16 nuanțe noi. Mi-am achiziționat și nuanța 23, 24 și nuanța 16. O să vă fac și swatch ca să vedeți exact cum arată. Nuanța 23 o port astăzi pe buze. Este un maro cu tentă de gri. Astea sunt acele 3 nuanțe. Nuanța 23, 24 și nuanța 16. Îmi plac foarte mult, sunt foarte rezistente, noile nuanțe sunt superbe. Cu timpul o să mi le achiziționez pe toate, dar astea mi-au plăcut mie cel mai mult. Că tot suntem la rujuri, am și un ruj nou de la Golden Rose. Am văzut că sunt foarte apreciate în ultimul timp, așa că am să-mi cumpăr și eu. Unul ăsta este nuanța 05 și este un... o nuanță de mult prun, așa, un vișiniu, un burgundy, ceva. Este acesta de aici. O văd că este asemănător cu nuanța 16 de la Sephora, însă cel de la Golden Rose este puțin mai închis. L-am purtat într-unul din clipurile mele, o să vă las jos în descriere linkul. Ce pot să spun despre el? Este pigmentat, se distribuie foarte frumos pe buze, rezistă binișor, chiar rezistă binișor, nu la fel de bine ca cel de la Sephora din punctul meu de vedere, însă rezistă chiar decent și pentru 30 de lei cât costă un ruj în acesta, eu zic că merită încercate. Cred că știți că mie îmi place foarte mult să port ruj roșu și am o colecție destul de multe nuanțe de roșu. Mi-am mai cumpărat un ruj roșu de la Maybelline. Este Color Sensational din colecția cea mată și este nuanța 968, Rich Ruby. Și este un roșu clasic. Este mai old lady, așa. Mie îmi place foarte mult, arată foarte bine pe buze și mai ales iarna îmi place să port un roșu mai închis puțin. Este un roșu gen Russian Red. Știți că mie îmi place mult Ruby-ul de la MAC. Însă nu am pus răbuța și pe Russian Red, deși mi-l doresc și cred că până la urmă o să-l cumpăr cândva. Acum, nu știu, am suficient de multe rujuri și chiar n-aș vrea să mai investesc pe partea asta. Dar de la MAC îmi place Russian Red și îmi place și Diva, pe care nu l-am în colecție, dar e pe listă acolo. Mai am un produs pentru buze, un lip liner de la Rimmel London, nuanța 014, este un nude așa mai cărmiziu, îmi place foarte mult. L-am cumpărat din dorința de a avea un lip liner nude, dar ceva un pic mai intens decât un nude obișnuit și vroiam o nuanță mai caldă de nude, ca să mai ducesc puțin nude-urile mele mult prea reci cu tentă de gri pe care le am în colecție. Deși se poartă foarte mult aceste nuanțe, observ că mie nu mi se potrivesc atât de tare. Îmi dau seama că ar trebui să alegem din ce se poartă, ceea ce ni se potrivește. Pentru că, uite, de exemplu, mie rujurile astea gen Kylie Jenner sau, mă rog, griurile astea care se poartă acum pe buze, mie nu se pare că mă flatează atât de mult și că mi se potrivesc atât de tare. Stați numai puțin că cineva mă mușcă de degete. Uitați! Cineva nu mă lasă să filmez, mă mușcă de degete și face băci tumbe. Nu mă lasă niciodată să filmez, nu mă lasă să dorm, nu mă lasă să fac nimic. Da. Mi-a recumpărat Lynx Eyebrow Gel în nuanța brunet și nuanța chocolate. Eu v-am mai vorbit despre gelurile astea pentru că spun cineva, am spus că îmi plac foarte mult. Și le folosesc în fiecare zi. Eu acum prefer nuanța chocolate pentru mine, pentru că de când mi-am făcut părul roșcat, mi se pare că nu mi se mai potrivește atât de bine nuanța brunet. Și mi-am recumpărat NYX Lingerie nuanța 01, Sweet Cloud. Este un fard cremos, auriu. Mie îmi place foarte mult să-l folosesc pentru machiajul meu de zi cu zi. Îl folosesc aproape zilnic îl folosesc. Am terminat deja un tub și mi-am recumpărat unul nou. Astăzi l-am aplicat aici pe jumătate din plapa inferioară. Mi se pare că luminează foarte bine ochii și este foarte frumos pentru ochii căprui. Și nu numai. Am primit cadou de la prietena mea, Denisa, încă o nuanță de lip lingerie, de fard cremă. Știe că îmi plac foarte mult. Și am primit nuanța 09. Este
un turcoaz foarte frumos, foarte intens. Îmi place foarte, foarte mult și abia aștept să-l port în primăvara asta. Fardul acesta turcoaz se potrivește foarte bine cu un far pe care l-am eu în colecție, Prismatic Eyeshadow, și este nuanța Mermaid. Este un far pe care eu îl ador. Am și două creioane de la Essence, Easy Glide and Waterproof se numesc, Extreme Lasting Eye Pencil, nuanța Black și nuanța... De fapt, este nuanța 01 Black Love și nuanța 02 But First Expresso. Sunt extrem de pigmentate și sunt super, super încântată de rezistența lor. Deci trebuie să încercați aceste creioane pentru că sunt extraordinar de bune. Sunt, în primul rând, sunt foarte ieftine. 11 lei un creion nu mi-a venit să cred. Deci păcat că nu au și mai multe nuanțe că le-aș fi cumpărat pe toate. Sunt extraordinar de bune, le găsiți la Kendra. Și pe lângă faptul că sunt foarte pigmentate și alunecă efectiv pe piele, deci, haideți să vedeți, asta este nuanța de maro. Deci, efectiv, alunecă, sunt super pigmentate și odată uscate nu se mișcă din loc. Mie nu mi s-a întâmplat vreodată să se transfer sau ceva de genul acesta. Deci, sunt super, super. Am fost foarte încântată, pentru că un produs atât de ieftin poate să fie atât de bun. Deci, super, super, încercați-le și voi. Am dat o comandă și la Paula's Choice și mi-am recumpărat crema mea pentru zi și crema mea pentru noapte. De fapt, crema pentru noapte am schimbat-o. Eu foloseam Clear Skin Hydrator și de data aceasta am schimbat cu Resist Barrier Repair Moisturizer cu retinol. Am folosit de suficiente ori crema, ca să vă spun că îmi place foarte mult. Este puțin mai cremoasă decât Clear Skin Hydrator. Are altă textură. Dar îmi place foarte mult, tenul meu reacționează bine și cu ea. Eram indecisă pentru că mă temeam de retinol, mă temeam că ar putea să-mi cauzeze tenului sau să am vreo reacție. Tenul meu este foarte sensibil și am un ten cu probleme, deși vă spune că n-ai nicio problemă cu tenul. Ei bine, da, am probleme cu tenul, o să vorbesc pe viitor, mă țin de 3 ani de zile să abordez subiectul ăsta în ceea ce privește îngrijirea tenului și să vă spun cum am scăpat de acne. Acnea este un subiect tabu, mai ales că în zilele noastre acnea apare după 20 de ani. Eu am 25 de ani și încă mă confrunt cu acnea și o țin sub control cu sacrificii destul de mari. O să vă povestesc despre asta pentru că sunt sigură că multe dintre voi sunteți interesate. Și crema de zi se numește Calm Radiant Relief SPF 30 Mineral Moisturizer pentru o piele normală și grasă. Eu foloseam Hydra Light Shine Free Daily Mineral Complex, care acum nu o mai găsiți pe site pentru că este în ambalajul acesta nou. Deci Hydra Light cu Calm Radiant Relief este același produs, aceleași ingrediente, aceeași formulă. Deci în cazul în care nu găsiți pe site Hydra Light bla bla cu SPF 30 cu filtru mineral, să știți că este aceasta. Deci este alt ambalaj, aceeași formulă, aceeași cremă. Am crezut că am terminat cu produsele de make-up, dar mai am un far de la Pupa. Este cadou de la mica mea Denisa și este nuanța 609. Este un roz metalic așa. Este foarte frumos, foarte, foarte frumos, foarte intens. În general, farurile de la Pupa sunt destul de pigmentate. Eu mai am unul pe care îl folosesc ca blush. Este un roz gold, așa. Când l-am folosit prima dată ca blush, mi-a plăcut foarte mult și iar acum îl folosesc numai ca blush. Îmi place foarte tare. Anterior mi-am cumpărat și o pudră mozaic, care mi se părea mie că seamănă ca nuanță cu acel fard. Dar nu este același lucru, nu este la fel de catifelat și nu mi oferă aceeași luminozitate ca acel fard. Mi-am recumpărat și gelul meu de curățare Bioderma, în varianta de 500 de ml. Îmi creează neplăceri, îmi curăță bine tenul, îmi înlătură orice urmă de machiaj și sunt foarte mulțumită de el. Alt produs care mie îmi place foarte mult este balsamul de buze Chica Plaza de la Roche-Posay. Este un balsam de buze foarte bun. Dintre cele pe care le-am încercat eu de-a lungul timpului, ăsta mi se pare cel mai bun, repară buzele peste noapte, foarte rapid. Am și câteva produse pentru păr.
deși spray-urile astea uscate de la Batista au apărut pe piața românească de foarte mult timp, eu abia acum le-am încercat. Inițial mi-am cumpărat unul micuț, l-am testat și mi-a plăcut foarte mult și am decis să-mi cumpăr două variante, varianta asta cu volum, pentru volum, și varianta originală. Varianta originală am avut-o într-un flacon mai mic și mi-a plăcut foarte mult, însă varianta asta, deși îmi oferă volum și îmi stă părul mai multe zile curat, să zicem, îmi cauzează ceva mâncării mele scalpului și nu prea sunt încântată de el. Dar rămâne să mai testez și o să vă zic concluziile mele mai târziu. Mi-am recumpărat masca Vela SP Lux Oil cu chelatină, v-am spus că este masca mea preferată și orice ar fi, eu nu o trădesc pentru nicio altă mască. Deși este un produs scump, pe mine mă ține o mască de asta 9 luni de zile. Eu zic că pentru 9 luni de zile în care o folosesc merită cei 150 de lei cât costă și părul meu se simte mult, mult mai bine și am mai puține fire despicate de când o folosesc. Nu mi-am întreabă dacă eu mă tund. Da, eu mă tund cam la 2 luni de zile mi-au vârfurile. Nu suport să am fire deteriorate și am mare grijă de părul meu. Și pentru fetele în care au părul deteriorat, uscat, casant, cred că masca asta este foarte, foarte bună și cred că ar trebui să aruncați o privire sau să o încercați. Mi-am răcumpărat și uleiul Moroccan Oil, varianta de 100 ml. Vă spuneam favoritele anului că mai am puțin din el și da, acum a venit vremea să mi-l recumpăr și nu l-am trădat, l-am recumpărat pe același, variantă pentru toate tipurile de păr. Să știți că au o variantă și pentru păr fin și o variantă pentru păr blond, deschis la culoare. Nu știu ce prezentare ar mai avea nevoie uleiul ăsta, este extraordinar, extraordinar. Pentru mine este numărul 1, nu pot să concep rutina mea fără el. Este un produs scump, ca și masca de la Vela, dar condițiile în care m-a ținut fix 9 luni de zile sau chiar 10 luni m-a ținut uleiul acesta, eu cred că merită banii, nu știu, costă undeva până 200 de lei acest produs, dar eu zic că merită. Deci eu cred că părul nostru merită investiția, cred că tenul nostru merită investiție, un produs profesional, este și foarte spornic și eu cred că se merită. Nu știu cum este la voi, dar la mine când se termină una, se termină toate. Așa că trebuie să-mi cumpăr și un șampon. Am trădat șamponul meu de la Vela pentru păr vopsit cu L'Oreal Professional Curl Contour Hydracel. Zice că este un șampon nutritiv și ajută la definirea buclelor. Eu am părul ondulat natural și folosesc produse care să mă ajute cu aranjarea mașoară a buclelor. Încă nu l-am folosit, nu pot să vă zic dacă îmi place sau nu. Știu că sunt fete care sunt interesate de rutina mea de îngrijire a părului. O să fac un clip și pe subiectul acesta. Deci rămâne de văzut cum se va comporta. Sper să nu creeze cojițe pe scalp și mâncărim și așa mai departe. Da? Puține emoții cu acesta. Și mi-am mai cumpărat tot de la L'Oreal. L'Oreal Professional Hollywood Waves se numește. Este o cremă pentru păr creț și ondulat cu o fixare lejeră. Este o cremă pentru definirea buclelor, se poate folosi pe păr uscat sau umed. Mi-a plăcut că nu mi-a întărit părul, că la textura a rămas fin și miroase și foarte frumos. Asta pot să spun și are și ingrediente bune. Mi-am mai cumpărat și o vopsea, un L'Oreal Majorel Mix. Este o vopsea roșie. De fapt este un mix, un pigment roșu pe care eu îl pun în vopsea sau îl amestec cu un oxidant 3% ca să îmi reîmprospătesc culoarea părului și este nuanța ruj, da. Am trecut și pe la Solaris și mi-am cumpărat un extract uleios de cătină. Eu amestec mai multe uleiuri pe care le aplic pe păr. Uneori stau cu el peste noapte cu acest amestec sau mi-l aplic o oră înainte să mă spăl pe cap. Și mi-am mai luat uleiul esențial Tea Tree, ăsta îl aplic dacă mi-este un coș ceva și sunt mulțumită, mi se retrage mai repede. Mai am și câteva produse pentru unghii. La Kendra am găsit pe stoc Express Dry Drops de la Essence și mi-am luat 3 bucăți. Sunt foarte bune aceste picături pentru uscarea ojei. Mie îmi place să-mi schimb des oja de pe unghii și atunci folosesc o ojă normală și am nevoie de picăturile astea ca să
se usuce mai repede oja și să nu stau să aștept o veșnicie până când am voie să ating ceva. Mi-am luat 3 bucăți, costă 11 lei o sticluță și de obicei nu le găsesc pe stoc. Și atunci când văd că au mai multe, mă aprovizionez ca să fiu sigură că am suficient. Mi-am mai luat și un top coat de la Essence, mi l-a recomandat tipa de la Kendra, care este și o amică de-a mea. Și a zis că este super, super bun și într-adevăr este bun, este Essence The Gel Nail Polish. Și chiar îmi place, mi se pare că rezistă mai bine oja cu el. Și am mai achiziționat 2 oje de la Golden Rose. Mi-am luat nuanța 90 și nuanța 78. Ăsta este un burgundy așa frumos, care îmi place mie să port tot timpul. Și acesta este un gri închis, așa. Sunt foarte bune ojele astea, sunt printre cele mai rezistente oje din comerț pe care le am eu. Sau pot spune chiar că sunt de multe ori mai rezistente decât ojele OPI, Sally Hansen și alte fițoșenii de genul ăsta. Vreau să vă mai arăt un accesoriu drag mie. Este un colier cu perle de cultură realizat pe amica mea, Adelina Amtam. Îmi place foarte mult, eu zic că este așa de efect. Adelina este o persoană foarte, foarte ingenioasă. Ea creează tot felul de lucruri drăguțe. O să vă las pagina ei în cutiuța cu descrieri. Și cum a fost ianuarie, am și câteva hăinuțe pe care le-am comandat online, că au fost reduceri, și am odată o cămașă neagră simplă de la H&M. Este puțin cam transparentă, dar este ok. Mai am și o bluză în dungi, cu mânecă 3 sferturi. Am și un sacou de care sunt foarte, foarte mândră, sunt foarte încântată. Este creat de atelierul Amza Mod. Au și site online, se numește amzashop.ro. Eu cred că merită să aruncați o privire. Eu sunt foarte, foarte încântată de acest articol. L-am primit cadou și este de preț pentru mine. Chiar vă invit să vă uitați pe site-ul lor să vedeți ce creează. Mai am o cămașă neagră de saten. Este cămașă cu eșarfă la gât, asta se face o fundiță aici, mă rog, este o cămașă pe care m-am gândit că e bună de purtat seara. Mai am de la H&M o cămașă albă, clasică, și o bluză cu închidere pe gât. Asta o am de pe Fashion Days. Am cumpărat-o împreună cu o roche imitație de piele, o roche conică, dar este la croitor, acum nu pot să vă arăt, pentru că a avut un mic incident cu fermoarul. Știți voi cum stă treaba cu rochile astea mulate. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a fost de folos cu ceva clipul ăsta și că nu v-am plictisit foarte tare. Dacă ați rămas până la final, vă mulțumesc din suflet și ne vedem în viitoare cu un nou clip. Vă pup!